Bună tuturor, bine ați venit din nou la un clip pe canalul meu. Astăzi avem un haul alimentar. Vreau să vă arăt ce am cumpărat eu pentru o săptămână. Haul alimentar săptămânal. Știu că sunt în Anglia și că produsele sunt diferite, însă prețurile sunt la fel. Pe toate aceste cumpărături am plătit 70 de lire. 70 de lire înseamnă cam 400 de lei, să spunem așa. Și haideți să vă arăt ce am luat noi de 400 de lei, deși prețurile sunt la fel ca în România, deci nu este nici o diferență. Și haideți să vedem ce am luat. Am luat aici hârtie pentru bucătărie, șervețele din acestea role, avem 3 role, a costat undeva la 2 lire jumătate, apoi avem cereale pentru Cristian, a costat undeva la 1 lire jumătate, un box de apă minerală, 6 sticle, am dat ambalajul la o parte, o sticlă de ulei, noi din aceasta cumpărăm de la Aldi și aici avem 2 sticluțe mici cu lapte la 1 litru, nu mai era la 2 litri, am vrut să iau la 2 litri, însă nu mai era. Aici avem 2 sticle de suc de portocale, noi din acesta consumăm, este foarte, foarte bun. Apoi am luat 3 sticle de lapte din acesta care pot să-l păstrez pentru mai târziu, de exemplu când nu mai avem din acelalt proaspăt, îl folosesc pe acesta pentru cafea sau pentru orice altceva. Avem din acesta cu 0,5% grăsime, iar acesta este cu 1,5% grăsime. Aici am luat 2 pâini din acestea Tiger. Aici am luat un pepene roșu și aici un pomelo. Cred că se cheamă pomelo acesta. Dacă greșesc, îmi pare rău. Apoi, am luat aici niște puiuți. Vreau să-l folosesc în seara asta. Iar aici am luat ceva mai special așa pentru perioada asta. Panettone. Nu, îmi place super, super mult. Este așa italian și chiar în această perioadă, în fiecare an, îl cumpărăm pentru că ne place, nu știu, mi-aduce așa aminte de Italia. A costat 4 lire jumătate. Apoi trecem la legume. Avem 2 kg de cartofi. A costat până într-o liră jumătate. Avem unt. Aici avem salată și un castravete Fabio. Aici avem broccoli, banane, pere. Aici avem kiwi și blueberry. Afine. Și cam atât în partea asta. Apoi trecem aici la cafea. De la alt cafe am luat cafea decafeinizată, adică fără cafeină. Aici am luat niște ouă. Apoi această șuncă care nouă ne place super, super mult. Am luat așa o bucăți ca să avem pentru sandwich-uri, pentru multe alte lucruri. Iar aici avem brânzică din aceasta feliuțe, cașcaval, am luat 3 ca să avem pentru sandwich-uri. Pentru Cristian avem aceste sălămioare așa cu minions. Așa, am mai luat aici niște pastile pentru răceală, din caz ne prinde să le avem în casă. Aici avem niște snack-uri. Mie îmi plac super, super mult aceștia de la Aldi. Doar la Aldi am găsit. Nu sunt și la Asda sau la alte magazine, ne place super, super mult și să avem așa în casă pentru că nu avem nevoie. Pentru Natalia am luat așa o cutie cu biscuiții cu măr. Am avut cu căpșune, iar acum îi avem pe aceștia cu măr. Au așa 6 pachete înăuntru, câte 2 biscuiți. Apoi avem așa niște biscuiți, short bread fingers, Natalia este pe fundal, îmi pare rău, însă nu am ce să fac. Apoi avem biscuiți caramelizați, ce îmi plac super, super mult, și biscuiți simpli, rich. Trecem acum la iaurturi. Am luat aici câteva iaurturi, așa, sunshine, fructe cu fructe galbene. Avem și de căpșune și acesta cu mango, papaya și passion fruit. Mie îmi place super, super mult. Apoi trecem tot așa la produsele pentru casă. Avem aici șervețele pentru a șterge suprafețele, pentru masă, antibacteriale. Vedeți că este așa biodegradabile și nu conțin blici. Unul este cu mirosul acesta fresh și celălalt este cu miros citric de lămâie. Iar aici avem șervețele pentru copii, pentru a șterge năsucul.
Noi acestea le folosim pentru copii și am luat așa 5 bucăți să le avem pentru toată săptămâna. Iar aici am luat șervețelul lui Cristian, Toilet Training Wipes, extra sensitiv, are așa 60 de șervețele și acestea sunt bune pentru că le poate da în toaletă. Cam acestea au fost cumpărăturile pe care eu le fac săptămânal. Ar mai fi câteva lucruri, însă mă mai duc așa, nu știu, odată la 2 zile să mai luăm pâine, lapte sau, nu știu, fructe pentru Cristian la grădiniță, pentru că el are voie doar de fructe. Noi plătim săptămânal cam 100, 100 și un pic de lire pe săptămână, iar lunar dăm pe cumpărăturile alimentare cam 500 de lire, să spunem așa, aproximativ, uneori poate să depășească 500 de lire, asta înseamnă 2500 de lei. Cam acestea au fost cumpărăturile și acesta a fost haul-ul alimentar. Lăsați-mi în comentarii cât cheltuiți voi pe săptămână, lunar și noi ne vedem în clipul viitor. Numai bine!